بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LGH Gamer și astăzi ne uităm la ce am făcut în ultimele 4 meciuri de Weekend League, de fapt ultimele 4 meciuri jucate, pentru că am mai rămas cu 2 nejucate. Să facem un SBC, SBC-ul de 85+. A fost o dimineață palpitantă, o zi lungă și obositoare, însă seara aveți acum acest premiu de la mine. Un videoclip incendiar, fascinant, minunat. Hai să mergem să vedem ce s-a întâmplat azi dimineață la ora 7 la Weekend League. Am început meciurile undeva la ora 7 azi dimineață, mi-am pus frumos ceasul să sune, de data asta l-am auzit. Aveam 11 victorii și încă 6 meciuri de jucat, deci obiectivul meu era să câștig jumătate, să câștig 3 din 6. Am început frumos împotriva acestei echipe cu Neymar, Mbappé, Eto'o, Bruno de la United, UCL, avem pe Walker, CB, clasicii Varane, Mendy în spate, Blanc și cu Ramos, Semedo și Ederson în poartă. Începem furibund acest episod, așa cum am început furibund și dimineața. Ultimele noastre meciuri au fost cu o încărcătură minunată, însă cu un calm nemai văzut din partea mea, reușind primul gol într-o manieră magnifică, aș putea spune, și m-aș putea lăuda cu acest lucru. Am reușit să-mi fac adversarul să nu atingă mingea la primul meu gol. Aici o pasă filtrantă la final de la Rashford către Figo, 1-0 în minutul 4. În minutul 20, Felipe scapă către poarta adversă. Un flic acolo, o frumușel, o pasă către Figo și din nou șut la corțul scurt. Așa s-a și terminat, 2-0, din minutul 20 până în minutul 90, cu un calm și o tactică desăvârșită reușesc să nu iau gol și nici să mai înscriu. O formație grea, un meci greu cu Mbappé, cu Renato, cu Bamba, Eto'o, Tavernier și Alexander-Arnold, Totti, Neuer, Totti. Avem acolo un Cannavaro și un Hierro, un Depay în atac și un Mendy ca și fundaș stânga. Tavernier aici o pasă la marginea creului către Renato Sanchez. Mingea ajunge la Mbappé, din nou la Eto'o. Apărarea mea se desface, Moise a fost prezent și se face 1-0, iar în minutul 40, Bamba către Mbappé. Se pare că dacă aperi un gol nu este de ajuns, astfel că dacă nu-l aperi în secunda 2 din nou, s-ar putea să iei gol. Așa s-a întâmplat și aici. Am recurs la această metodă de a da un rage quit, nu avea rost, am simțit că jocul e împotriva mea. Avem aici o echipă frumoasă cu Maradona, Rashford, Suchek, Figo, Sancho, McTominay, Ali, Wan-Bissaka, Vidic, Bellerin și în poartă Pope. A fost un meci greu. Jucătorul adversar a încercat să mă joace la psihic, însă am reușit din nou, încă o fază magnifică. Aș spune eu, un gol la începutul meciului, cumva și norocos, însă am ținut bine, frâu emoțiilor, chiar dacă s-ar fi putut să greșesc, de exemplu, la această pasă. Am pasat înapoi către Alisson, repede i-am dat drumul mingii. Aici Figo către Anderson, o pasă către Bergkamp și un finest la colțul lung. Mergem mai departe și se întâmplă aici o chestie, sincer, nu cred că a fost de roșu, nu era chiar ultimul apărător, însă din minutul 10, jucăm în 10,
Ne jucăm în inferioritate numerică, da, nu ne oprește pe noi asta. Figo către Felipe Anderson, l-a scut puternic la vincul 2-0, minutul 18. Mergem mai departe, minutul 20, Rashford către Felipe, Figo, Virgil Van Dijk acolo cu o pasă decisivă, iar Felipe Anderson cu un lob, nu știu ce căuta acolo Virgil, pentru că aici a lipsit cu desăvârșire. Un finez fantastic al lui Rashford de la marginea careului. Nu mă așteptam la această execuție, cum nu mă așteptam ca dimineața să existe specimene care lasă relorile și fac acest dans al ploii magnific. Nimic de spus. Este absolut minunat să privești acești jucători. Aici cred că pe fondul nervilor lăsați de reloare am greșit impardonabil, așa ceva nu se face. Iar a scăpat, pur și simplu. Am recuperat aici odată mingea. Dar Alisson a zis că dacă în realitate să fie și în joc. Din nou, de asta m-am trezit eu la ora 7 să văd patru caractere animate cum cheamă ploaia. Ce să faci? Când atât te duce, atât poți. E foarte simplu. Mergem mai departe, minutul 34. A fost un meci intens. Un meci intens, din nou greșeala lui Van Dijk de data aceasta în apărare. Alisson însă este la post și reușește să evite acest gol. O combinație Rashford cu Walker urcă în bandă, reușește să intre în careu, o pasă scurtă către Anderson, mingea sare printr-un carambol la Figo, care reușește să înscrie pentru 4-2. Minutul 38, Rashford intră în careu cu sete, șut la colțul lung fără nicio problemă. Din nou aici Rashford, însă pentru echipa cealaltă, reușește un minutul 45, scorul făcându-se 5-3. Ronaldo, doar ce a intrat pe teren împreună cu Rooney, îl servește pe Rooney cu o pasă în adâncime care înscrie la colțul lung. Ronaldo din nou aici cu îndârjirea lui caracteristică rămâne la această minge și o centrare magnifică a lui Mendy către Figo până pe partea cealaltă a terenului, Figo reușind să o bagi în poartă cu capul și mulțumind publicului pentru sprijin. Aici, în minutul 75 plus kick-off, îmi este rușine că a trecut de mine cu braziliana, iar super model, top model, Cătălin Botezatu este rugat să vină să preia acest om care pozează absolut magnific. Și minutul 82 se termină totul cu un borol Figo la colțul scurt, cred că a dat. Și din nou un celebration care permitem și noi după atâtea celebration-uri a adversarului. Aș fi vrut eu să se termine, dar nu s-a terminat. Ronaldo, magnific acolo din gleznă, pasă către Rooney, iar Rooney înscrie pentru 9-4. Numai la LCH Gamers și în Weekend League poți să dai de asemenea scoruri. O echipă frumoasă de Bundesliga cu Leva, cu Kimmich, cu Müller, Bellarabi, Sané. O echipă grea. O echipă care m-a presat încă din primele minute și a reușit să deschidă scorul în minutul 4. Aia, ce să zicem, eram acolo, am apărat-o, dar n-am apărat-o. În minutul 18, Hichan nu reușește să facă 2-0. Aici pase scurte și destul de periculoase, însă reușim să ieșim din apărare. Rashford cu un triunghi către Felipe Anderson, ball roll frumos, scurt la șut la colțul scurt, însă lovim bara. După șiruri de cornere reușim să ne facem rutina la corner și să egalăm aici Sien cu un heel-to-heel, după care o pasă în mijlocul careului, facem 1-1. Până în minutul 52 lucrurile au stat relativ comode și nu au anunțat mai nimic. Lewandowski face 2-1 în minutul 53. A fost așa un meci de tatonare până
la acest minut. Reușim totuși în minutul imediat premergător un kick-off, reușim să scriem un kick-off, aici un tâc-tâc frumos, după care un fines la baza bării pe colțul lung. Din păcate, minutul 67 ne aduce încă o dată jocul o surpriză, un 3-2, din nou Lewandowski foarte bine. Minutul 76, Essien intră în careu, pasă către Rooney, un Ronaldo Chop, cred, după care șut la colțul lung, 3-3, minutul 78, Rooney se arată impetuos necesar pentru aceste victorii, pentru acest scor reușit la Weekend League. După acest gol al lui Rooney, am continuat să atacăm, să atacăm, să atacăm, să punem presiune asupra adversarului nostru. Aici o combinație Carrasco cu Bergkamp. Bergkamp încearcă un șut la poartă, este blocat. Mendy recuperează, Rooney, Bergkamp, Carrasco, fines, gol. Și bine înțeles, după acest gol se întâmplă și închiderea și obținerea celor 14 victorii. Carrasco îl servește de data aceasta pe Bergkamp, se face 5-3 și se face frumos rage quit. Și avem acum, pentru final de episod, păcăneaua de seară. Avem un 85 plus double upgrade, un SBC ușor, ușor. Îți trebuie un 84 team rating cu un 40 chemistry. Eu nu prea aveam în club, însă am mai cumpărat un Hraderic, un Tadic, un Ben Yedder, un De Vrij și această corona. Doamne, abia aștept să se sfârșească glumele cu jucătorul ăsta. Hai să-i dăm cu submit și să vedem ce prindem. Sigur avem walkout și sigur este untradeable. Hai să vedem. Doamne ajută, am apăsat. Fă-mă să strig, fă-mă să o supăr pe maică mea, fă-mă să o trezesc, fă-mă să mă audă vecinii. Este walkout, așa. Este Germania, Ciame, de la Bayern München, mă sinucid, Müller de 86, 95 plus. Ce bine că am făcut SBC-ul ăsta și l-am dat pe Dybala, 88, pentru Müller și pentru Donnarumma. Acum că pe final de episod v-am făcut să râdeți, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, măcar acolo o să se întâmple ceva mai bun decât aici. Apăsați pe butonul de like, nu faceți SBC-uri că e o păcănea imensă și până data viitoare jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, seară faină, ciao, ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen. Da tu, ești bătămen, bătămen. Da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.